Vă salut! Astăzi trecem la al treilea episod din această serie de dulgherie, cabane, croit la structură și anume următorul pas logic care urma după ce am făcut îmbinarea la podeaua, îi să centrez. Din păcate am pierdut acele clipuri în care măsuram diagonalele și făceam anumite ajustări și nu le-am mai putut recupera. Implica să cumpăr un soft de vreo 70 de euro și chiar nu mi se merită în acest moment acea investiție. L-am șters din greșeală, pur și simplu am șters anumite videoclipuri care le-am procesat deja, erau făcute și fără să-mi dau seama am șters și alea doua. În fine, ce se vede aici în aceste cadre e ceea ce v-am spus, că tipul ăsta de cabană e destul de pretențioasă. Deci, o trebuie să îndrept deformările prima dată pe circulaș, apoi am luat deară la degroșat, ca să chiar mă vedeți trecând de mai multe ori pe mijloc, pe laturi, adică pe capete și pe mijloc, ca să încerc să am, de exemplu, 15 cm cap-coadă. Nu să mijlocul să-mi fie să aibă burtă, cum să zicem. În fine, ați văzut ce implică. Aici trecem la următorul stadiu și anume am făcut găurile pentru cepurile la tocurile de ușă. O să vedeți și în ceea ce urmează că am făcut acele oarecum încheieri sau pot să fie chiar tocuri de ușă. Aici o să și explic, am videoclip mai de aproape și o să fie explicată toată tehnologia, dar pur și simplu, primul rând, l-am început cu canal peste tot, nu am făcut lam și uluc. Am făcut numai canalul și am pus niște rigle subțiri care intră acolo și ies cam 1,5 cm, simulând partea de sus la partea din binare care se formează prin lam și uluc. Pentru de rândul de jos am tăiat șipci și le-am băgat în canal. Făcut canal și pe o parte și pe alta. Dar ne-am hotărât să facem nut și felder. La ce urmează. Aici am băgat șipci. N-am știut exact cum e mai rapid lucru, dar mi se pare că e cam tot acolo. Încă acum am văzut ca să le fac astea mai bine. E un pic de pionerat, n-am mai făcut. Și na, la rândurile astea din spate o să iasă mai imperfectă treaba. Le mai luăm cu șmirgă, nu e o problemă ce e mai ieșit în afară. Și oricum aș vrea să punem ceva kit când se lăcuiaște. Și aici acum se pregătește stâlpul. Și apoi o să fac și canalul aici. O am și pe asta la altă în continuare. După aia trebuie să ne apucăm iarăși de fălțuit. Aici formăm cepul la stâlpul de la ușă. E un proces destul de simplu. În funcție de cât faci gaura, îți faci și cepul. În stâlp de asemenea am făcut șanț. Și acum vedeți, făcând pe lateral, tot așa un fel de lam și uluc ca să se îmbine foarte bine.
toată structura. Să nu avem oarecum locuri în care nu îi închegat. După cum spunea cineva într-un comentariu, lucrurile astea nu sunt foarte, cum să explic eu, ca și costuri nu sunt foarte profitabile. Sau pot să fie profitabile dacă faci oarecum pentru tine sau ai oamenii potriviți la care să lucrezi. Nouă ne place foarte mult să facem îmbinări clasice în lemn. Iau foarte mult timp și, după cum și vedeți, e mult de ajustat după ce ai croit tot, ai de ajustat, pentru că n-am început să măsor cu șublerul, de exemplu, să fie chiar atât de exact. Sau, pur și simplu, lemnul nu-i de o calitate foarte bună încât să faci măsuri fixe. Și mai minuțios, cum să vă zic eu, durează mult timp și ca timpul înseamnă bani, nu e rentabil. E mult mai ușor să faci cu elemente de îmbinare prefabricate de fier sau știu eu de ce alte materiale, dar aspectul e pe măsură, la alea e mai neîngrijit, mai urât. Mie nu-mi plac așa mult elementele alea, de aceea am și ales această provocare ca să facem îmbinări clasice. Sincer, o să mai lipesc ceva aici, să nu știu.